Rețeaua de termoficare s-ar putea extinde și la alte instituții publice din municipiul Petroșani. Spitalul de urgență este una dintre instituțiile care ar putea beneficia de agent termic furnizat de termocentrala Paroșenii. Spitalul Municipal Petroșan este branșat la agent termic, dar au fost câteva probleme în speță care au fost remediate în acest moment în zona cimitirului, care este imediat în vecinătatea spitalului. Acestea au fost remediate începând cu ziua de vineri, tot pe agent primar a fost o spărtură în zona respectivă, a fost remediată, drept pentru care în momentul de față Spitalul Petroșan poate să preia agent termic la parametri, atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă menajeră până la remedierea avariei care a fost constatată, din păcate nu era indicat pentru că nu erau parametri necesari pentru furnizare. Dar acum, începând de astăzi, Dânșe ar putea să treacă, dacă, bineînțeles, durința managerului spitalului este, să treacă la preluarea de agent termic de la Paroșeni. Spitalul din Petroșani nu este singura instituție care este pregătită să treacă pe rețeaua de termoficare. În speț, în momentul de față, deci cele existente, respectiv grădinițele, școlile, care sunt toate din Petroșani, sunt pe agent primar, pe agent secundar, respectiv agent termic. Urmează probabil în decursul săptămânii astea să facem și un branșament respectiv la. În urma solicitării domnului director general al Complexului Energetic Puneadoara, respectiv domnul Floruț, o să o facem, probabil până la sfârșitul săptămânii astea, va fi branșat și hotelul Onyx. Până când managerul spitalului va decide că este mai bine să treacă pe termoficare, pacienții și cadrele medicale beneficiază de căldură de la centralele termice pe gaz.